Sunteți vinovat? Nu sunt vinovat. Păi de ce v-au ridicat polițiștii? Din cauza lui soacra mea. Pentru că eu o țin pe fata ei, avem două fetițe gemene și implicația vrea să o țină, să nu mă duc să am fetițele mele. Deci n-ați violat fetița? Nu. Cine a violat, a violat-o fiul ei. Cea mai nouă ispravă a individului și poate nu ultima este violul asupra minorei de 12 ani. Fata fusese adusă acasă de fiul concubinei, care la doar 14 ani a întreținut relații sexuale cu aceasta. După ce băiatul a ieșit din cameră, individul a intrat peste ea. A lovit-o, a amenințat că o omoară și minora i-a cedat. Apoi s-a dus acasă și, îngrozită, a povestit totul sorei sale, care s-a dus la poliție. S-a dus acolo, da, de bună voie s-a culcat cu fiul lui. Iar el nu a vrut să se culce. A amenințat-o cu taie, cu sabie, că omoară, că... De sub amenințare. Sub amenințare, da. Și într-un final a acceptat să se culce cu el. De frică. Individul are un trecut extrem de violent. În 1996 a intrat peste o bătrână din turnul Severin pentru a fura. Femeia l-a surprins și a ucis-o cu sânge rece. A făcut 15 ani de închisoare și a fost eliberat pentru bună purtare în 2011. La scurt timp după ce a ieșit, a întreținut raporturi sexuale cu fiica de 14 ani a concubinei, pe care a lăsat-o însărcinată. Fata a născut doi gemeni care sunt acum într-un centru de plasament. Individul a scăpat bazma curată și a urmat fata de 12 ani. Și bătrânele din sat sunt îngrozite de spaima lui. Nu mai pot de frică, pe cuvântul meu. Toată ziua mă sună copilul. Mamă, ce faci? Rău fac, nu dorm până la 1-2 de noapte, nu pot să dorm. De ce mama e așa periculos? Păi eu știu, mi-e frică. Fata soției lui a violat-o și are două fetițe și zice că are cunoscut de ele. Are antecedente penale? Da, are antecedente penale. Acesta a mai fost reținut pe bază de ordonanță de 24 de ore pentru săvârșirea a 3 infracțiuni, și anume 2 infracțiuni de furt și raport sexual cu un minor. El ispășește o pedeapsă de 14 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omor. Numai că magistrații de la Tribunalul Mehedinți au considerat aseară că individul nu este periculos și poate rămâne în continuare în libertate. Astăzi polițiștii l-au dus la judecătoria Vânjumare, unde au cerut arestarea pentru furturile comise în satul Hotărani.